Bună ziua, mă numesc Plop Andrei, acum ne aflăm la mănăstirea Condrița. În spatele meu este mănăstirea și uite în spatele meu ce o să vedeți, da? Este o stare foarte și foarte deplorabilă, da? Și asta din cauza că din 1945 până 1991 regimul comunist a distrus majoritatea mănăstirilor, da? Adică a fost interzisă religia creștină ortodoxă, cu excepția unei singure mănăstiri, Japca. Această mănăstire a fost unica care a lucrat pe toată perioada Uniunii Sovietice, sub ocupația Uniunii Sovietice, din cauza că atunci când veneau persoane străine din alte țări, ziceau că, uite că voi interziceți religie. Și atunci comuniștii duceau la mănăstirea Japca ca să demonstreze că, uite că nu au închis biserici, nu au închis mănăstirile, da? Se făcea doar cu un singur scop, cu propagandă și, uite, în spatele meu, mănăstirea Condrița a fost, hai să zic, reorganizată într-o tabără de pionieri pentru comuniști, da? Mănăstirea Condrița are nevoie de reparație, încă se vede și a rămășița regimului comunist. Așa. Mergem mai departe. Suntem într-o... Vedeți și voi în ce stare se află mănăstirea, da? Sunt lucruri foarte minunate în Republica Moldova. Este a 8-a mănăstire pe care o vizităm azi. Face parte dintr-o excursie pe pelerinaj, să vizităm nouă mănăstiri într-o singură zi. Și aici, în spatele meu, încă se vede rămășița regimului comunist încă, da? Evident că mănăstirea are nevoie de reparații, însă mănăstirea din Republica Moldova a avut probabil cei mai mari dușmani pe comuniști și pe tătari, da? Atunci când veneau tătarii, jefuiau tot și când au venit comuniști, la fel au jefuit tot. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare. Mersi mult!